Bună ziua, Teodora, bună ziua, doamnelor și domnilor, aviatorilor, tineretului Constantin Brâncoveanu sau Pantelimon sunt printre stațiile vizate de această măsură. Ar putea fi închise câte o săptămână pentru că nu au decât o singură ieșire și e nevoie de înlocuirea validatoarelor. Nu se știe însă când se va aplica această măsură a închiderii, cel mai probabil la vară, atunci când foarte mulți dintre bucureșteni vor fi plecați în concediu. Măsura închiderii stațiilor și înlocuirea tuturor validatoarelor a fost luată ca urmare a controlului făcut anul trecut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, control în urma căruia au fost descoperite foarte multe nereguli. Metrorex a încasat atunci o amendă uriașă, 13.000 de lei. Acum modernizarea accesului la metrou îi va costa pe cei de la Metrorex 170 de milioane de lei, bani din fonduri europene nerambursabile. Acestea au fost deocamdată informațiile. La revedere!